Palatul Culturii Teodor Costescu a fost gazda unui eveniment de înaltă ținută culturală. Poeta Gelea Enea din Craiova, cunoscută cititorilor de poezie bună, a lansat ultimul său volum de poeme numit Sună-mă cu taxă inversă. Gelea Enea este o scriitoare fabuloasă care s-a bucurat de recunoaștere internațională publicând numeroase volume de poezie, dar și proză traduse în mai multe limbi. Aș vrea să punctez câteva lucruri referitor la personalitatea doamnei Gelea Enea. Este născută în localitatea Bistreții din Dolj la 14 ianuarie 1960. Așadar, în Capicor, pe 15 ianuarie, cum am amintit într-un interviu care mi s-a dat mai devreme, sărbătorim ziua iubitului nostru poet național Mihai Eminescu și ziua culturii. Și iată, găsesc o legătură, o bucurie întotdeauna aici în zilele acestea din jurul lui 15, 14 ianuarie, 16 ianuarie, care ar putea să încadreze cu bucurie și cu lumină poezia eminesciană și de toate, eu știu, magnificența culturii noastre. A obținut numeroase premii, iar prin vocea gazdei Dacila Rotaru Mățu și a scriitorului Nicolae Jinca, cartea poetei craiovene Gelea Enea, Sună-mă cu taxă inversă, s-a făcut cunoscută și în rândul severinenilor. Iată-ne în fața unui eveniment editorial de excepție, pentru că la turnul Severin se află poeta Gelea Enea din Craiova, membra Uniunii Scriitorilor, filiala Oltenia. Lansează ultimul dumneai volum, Sună-mă cu taxă inversă, și iată că poezia unește și mă bucur foarte mult pentru că văd în sală, sala este plină. Asta înseamnă că iubitorii de literatură și de poezie, cea mai frumoasă formă de comunicare lingvistică universală, așa cum este poezia, iată cum ne unește aici pe toți. Gelea Enea are o strânsă legătură cu domeniul cultural din ziua în care s-a născut. Aceasta își serbează ziua în data de 15 ianuarie, o zi importantă pentru România, ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu. Am venit cu ocazia lansării celui mai recent volum de versuri al meu, Sună-mă cu taxă inversă, manifestare organizată de niște prieteni, că altfel nu pot să le spun, din Drobeta, turnul Severin. Este un volum de versuri. De la poem la poem, tema este diferită. Sunt poeme care țin de curentul, să-i spunem, curent biografism, sunt poeme cu tentă socială, sunt poeme de dragoste, poeme pe tema morții, multe într-un registru mai grav, ca așa scriu eu. Invitat la eveniment a fost și scriitorul Nicolae Jinca, care a prezentat volumul lansat. E o poezie atrăgătoare, o poezie incitantă, surprinde întâi de toate talentul autoarei, forța evocatoare, limbajul bogat pe care îl folosește și, eu știu, diversitatea semantică folosită în realizarea poemelor. Este creatoare de bună atmosferă poetică și, cum să spun eu, una dintre cele mai bune, în opinia mea, dintre cele mai bune poete din țara lor actuală. O întâlnim în revistele literare ale țării principale, în România Literară, în Luceafărul de dimineață, în alte periodice de valoare din țară. Poeta Gelea Enea se apropie de 15 volume publicate. Este o scriitoare modernă cu mult curaj, care este rar întâlnit în zilele noastre.